România, care venea după 3 eșecuri consecutive, a făcut cel mai bun joc de până acum și a eliminat campioana mondială. Echipa antrenată de Thomas Ride a condus meciul de la un capăt la altul, reușind să mențină un ritm fără căderile din partidele precedente. Pentru reprezentativa țării noastre au evoluat și cele 10 jucătoare de la HCM Baia Mare: Paula Ungureanu, Ionica Munteanu, Adriana Nechita, Valentina Ardean-Elisei, Melinda Geiger, Ana Maria Tănăsie, Gabriela Perianu, Luciana Marin, Patricia Vizitiu și Gabriela Suici. De asemenea, Paula Ungureanu a fost desemnată cea mai bună jucătoare a meciului. Pe lângă numeroasele intervenții reușite, Paula a apărat și 3 lovituri de la 7 metri. De cealaltă parte, pentru Brazilia a evoluat și componenta echipei HCM Baia Mare, Alexandra Donascimento, care a înscris 3 goluri. În urma succesului din meciul cu Brazilia, tricolorele și-au asigurat calificarea la unul din turneele preolimpice pentru Jocurile Olimpice de la Rio de anul viitor. În sferturile de finale ale campionatului mondial, România va înfrunta echipa gazdă Danemarca. Meciul va avea loc miercuri, 16 decembrie.